prezentați aici demnitate românească și suferință îngemănată cu credința ortodoxă. Doamnelor și domnilor, cei care au suferit în închisori comuniste s-au urmat și ai acestora. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, care reprezentați aici spiritualitatea românească, credința românească, învățământ de toate gradele, cultură și mai ales năduință românească. Domnule academician, domnule profesor universitar Corvin Lucu, stimați domn Coriolan Baciu, domnul Dobrescu, domnul Sorin Oraru, care reprezentați fundația ce a onorat lupta în Carpați, care reprezentați aici pe cel care a încercat să facă din destinul nostru viitor un altceva, să ne înalțe înspre ceea ce am meritat dintotdeauna. Astăzi, în fața dumneavoastră, vă voi vorbi despre satul românesc, despre suferințele care au marcat satul românesc vreme de trei pătrimi de veac, despre rezistența sătenilor și mai ales despre noianul de doruri, care au mai făcut estompate toate rosturile pe care comuniștii și cei care i-au urmat, de altă bine școliți în acel sistem, au făcut să dispară acolo unde ne avem cu toții rădăcina. Pentru că suntem foarte puțini români care nu avem rădăcini într-un sat. Dacă nu direct, la a doua generație, sunt foarte puțini cei care sunt la a treia sau foarte rar cei care sunt la a patra generație de orășeni. Cu alte cuvinte, în satul românesc ne avem o vârșia și satul românesc a rezistat peste timp și timpuri, încercând să-i facă pe cei care ne-au cârmuit și o mai fac astăzi cu destulă strâmbătate, să înțeleagă că demnitatea s-a născut odată cu neamul acesta, cu credința acestui neam și cu speranța într-un viitor mai bun pentru toți cei care au văzut lumina zilei pe pământ românesc. De obicei, e o modă acum în a ne adresa unii altora cu limbajul așa numit corect din punct de vedere politic. Eu nu am făcut-o și nu am să o fac vreodată. Eu mă adresez cu limbajul creștin și cu limbajul limbii noastre, a neamului nostru, cu limbajul acestei țări, în care etniile poate au suferit și ele, dar în care marea majoritate a celor care au trebuit să îndure durere și jertfă au fost români. Cei mai mulți dintre ei, într-un sat ocupat în anul 1944, atunci când cei mai mulți dintre bărbați erau pe câmpul de luptă, acolo unde liberatorii au venit, de fapt, să ia și nu să dea, să oprime, să strice, să distrugă. Și înainte de bunurile materiale, au distrus, de fapt, rosturile. Acolo unde, de altfel, întregul calendar agricol se derula în raport cu vremea, cu destinul creștin, cu rânduielile lăsate de bunul Dumnezeu, s-a intervenit cu apostul științei, așa zis, sovietice, în așa fel încât totul trebuia luat de la capăt, iar bietele femei, cele care erau marea majoritate acasă, au trebuit să accepte și să suporte, sperând că vor veni bărbați care le vor face să treacă peste acest necaz. Din păcate, bărbații au venit ca să asiste fie la colectivizare, fie la trimiterea lor cu toptanul în închisorile comuniste pentru vina de a se fi opus luării cu japca a pământului lor, pământ pentru care neamul și neamul, generații și generații s-au sacrificat, pe care regele le-a promis pe câmpul de luptă și pe care oameni politici, din adevărata seminție oamenilor politici, l-au oferit pentru că țăranii au fost întotdeauna legați și de pământ și de Dumnezeu. Și de altfel, aspirația teleuricului spre celestul nu poate fi împlinită decât cu aportul țăranilor, cei care și-au adus dintotdeauna poporul, cei care au știut să respecte datini și tradiții, cei care au știut, marcați în special femeile de doruri și de suferință, să accepte cu răbdare și cu speranță, cu năduință și credință că va veni ziua împlinirilor. O zi a împlinirilor a fost în anul 1964, când foarte, și aici un moment aniversar, chiar dacă nu foarte rotund, dar oricum 55 de ani, an în care sunt eliberați prizonierii de conștiință. Nu vin acasă ca să-și reia rostul și locul. Vin acasă ca să constate cât de umilită le-a fost familia de care mulți n-au mai știut nimica, vin acasă ca să constate unii dintre ei că au rămas și fără bruma de pământ, vin acasă ca să constate că și nevasta le-a murit în chinuri și suferință, uneori și copiii, și că aproape nimeni nu-i mai cunoaște pe mulți dintre ei, dintre cei care unii au încercat să partizeze, sperând că vor trece mai ușor peste suferințe și peste durere. O iau de la capăt,
unii alegând să plece în altă parte și lăsând iarăși pământul pe mâna unor neaveniți, în așa fel încât, așa cum a fost posibil, cooperativele acelea agricole au făcut ca pământul și satul să mai dăinuie, șchiopătând, ducând-o din dificultate în dificultate și lăsând rosturile, așa cum au fost împământenite de la Dumnezeu de-a lungul istoriei, să fie călcate în picioare, pentru că noi aveam acum apanajul marilor și modelelor cunoștințe și cuceriri științifice. N-a fost să fie așa, deși românii cu inventivitatea lor au reușit să facă față situației și au ajuns până în anul 1989, când totuși acei țărani ne-au hrănit, acei țărani au înfruntat și cote, și colectivizare, și întovărășii, și vin dintr-un sat în care nu s-a practicat activitatea într-o cooperativă agricolă, Sălicea Sibiului, dar întovărășirea, așa spus cuvântul și acolo, și mai grav decât atât, pervertirea morală a oamenilor, care au înțeles că niște lucruri se pot face, că până la urmă nu ne furăm aproapele, ci furăm societatea, că dacă nu ne vede Dumnezeu care e ocupat cu alte probleme, putem să ne îngăduim cumva și să facem și niște lucruri care nu sunt îngăduite de morală, de educație, de credință. Și acei oameni au mai stricat și încă o dată rostul, un rost în care existau obiceiuri de iarnă, de primăvară, erau obiceiuri de toamnă, erau obiceiuri de vară, un rost în care se ieșea la arat și la secerat cu preotul în frunte, cu rugăciune, cu credința că recolta ne e dată de sus, cu speranța că o vom avea mereu, cu împlinirea pe care fiecare o dorea pentru cei din familie. Apoi, acele lucruri, odată estompate, aneantizate și anihilate, s-au șters cu timpul, în așa fel încât am ajuns la un alt moment, să-i zicem aniversar, 1989, când până la urmă a mai existat o undă de speranță, considerând că peste satul românesc vor veni momentele de împlinire și de bucurie, pentru că scăpam, poate și în naivitatea noastră, de sistemul totalitar comunist. Poate scăpam de unii dintre comuniști, n-am scăpat în totalitate de securitate, de metecnele lor, de o justiție care nu așa înțeles în totalitate rolul și menirea și consecințele de vedem și astăzi, mai ales n-am scăpat de ceea ce înseamnă influențe, nepotism, intervenții din afară, am răsturnat scara valorilor în comunism și răsturnată a rămas, iar peste satul românesc a mai venit o mare dramă, de această dată, în căutarea unor zile mai albe și a pâinii de fiecare zi, oamenii și-au părăsit locurile, chiar dacă o parte dintre ei au reprimit pământul înapoi și-au plecat, dar nu la oraș ca până atunci, nu într-o fabrică unde își desfășurau activitatea pentru a veni la sfârșit de săptămână să mai lucreze o grupă de pământ, ci la sute și mii de kilometri distanță, în așa fel încât pruncii care se nasc astăzi în Spania, în Italia, în Germania, în Franța, în Marea Britanie, să mai aibă dorul pentru neamul românesc, vagi amintiri legate de vacanța la țară, dar cam atât, pentru că ei înțeleg că destinul lor e acolo, acolo unde de fapt nu se simt acasă și singura instituție care reunește mai e Biserica Ortodoxă și probabil că pentru alte neamuri, Biserica neamului lor, dar tot pentru români, singura instituție care le mai alină dorul, fiind această biserică care organizează nu doar slujba de duminică, ci și cursuri de limba română, cursuri de istorie și geografie și le vorbește despre tradiții, despre poveștile lucreancă, despre folclorul inegalabil, despre dorul și durere. Peste statul românesc, la această oră, s-a întins o ceață care face să nu mai vedem rosturi, dar care nu poate estompa dorurile. Și dorul acesta ne leagă de un destin împlinit pe viitor și acest dor ne dă speranța că totuși ne vom regăsi mereu acasă, fiecare dintre dumneavoastră și fiecare dintre noi, pentru că acolo ne așteaptă, dacă nu membrii din familie, măcar mormântul părinților, acolo ne așteaptă suferința bunicilor și a strămoșilor care au luptat fie împotriva comunismului, fie împotriva altor tare și altor năvăriți, ca să-și apere pământul, ca să-L apere pe Dumnezeu în aceste locuri, ca să-și înalțe biserici și mai ales să dăinuiască școli. Pentru că vă vorbeam de Sălicea Sibiului, acolo există o școală înălțată în 1616, e adevărat, la acea dată Occidentul deja crea academii,
Dar tot la fel de adevărat, românii acestor locuri, în bună parte sătenii, apărau de tot felul de năvăriri, inclusiv Occidentul, care s-a bucurat de tot ceea ce le-am putut oferi ca suport, ca putere de sacrificiu, ca fel de a fi, ca model. Și se bucură și astăzi, pentru că noi constatăm cu satisfacție cei care încercăm să descoperim adevărul și prin arhive și prin biblioteci, dar și în contactul cu oamenii, că e nevoie de model și Occidentul descoperă model în țăranul român care trăiește acolo, în meseriașul român inegalabil, cu inventivitatea lui, cu puterea lui de a se regăsi în orice situație, cu capacitatea lui de a trece peste dificultăți și mai ales se regăsesc foarte mult din Occident în valoare incomensurabilă a intelectualilor români, pentru că, slavă Domnului, cu toate darele comunismului, am avut o școală de excepție, inclusiv atunci, dar nu pentru că au avut un merit, ci pentru că nu au putut distruge în totalitate ceea ce un Spiro Haret, un Dr. Angelescu și mulți alții ne-au făcut să înțelegem. Și mai ales ne-au oferit toate cu voia lui Dumnezeu. Sunt convins că vom avea un destin împlinit, cum sunt convins că toate discuțiile dumneavoastră, la care de data aceasta iarăși nu pot participa, dar cu voia Domnului sunt sigur că anul viitor, dacă ne va fi încăduit să fim sănătoși și în viață, să participe de la început până la sfârșit, pentru că ceea ce faceți dumneavoastră cu toții este un lucru de excepție. Perpetuăm istoria vie și mai ales rememorăm puterea de jertfă și sacrificiul celor care au făcut ca astăzi să existăm și atâta vreme cât există o flacără, oricât de mică, neamul acesta va izbuti și va reuși să ajungă spre cult de împlinire și de reușită, pentru că toate binecuvântările, toate bunăstările, toate împlinirile vin de la Dumnezeu. Iar pe români, Dumnezeu îi iubește, îmi sigur iubește toate neamurile, diferența între noi și ceilalți e că și noi îi iubim pe Dumnezeu și e o întreagă pleiadă de sfinți, cărora ne rugăm și ne închinăm cu evlavie și cu speranța într-o zi mai bună și mai împlinită, cu convingerea că doar în mijlocul credinței noastre, lângă cei dragi ai noștri, părinți, soție, soți, copii și lângă cei lângă care ne-am petrecut copilăria de foarte multe ori la țară, putem fi fericiți. Vă doresc să aveți parte de o vară frumoasă și de un Sfântul Ilie perpetuat mereu aici și în orice loc vă veți afla mereu, dumneavoastră și toți cei dragi dumneavoastră. Vă mulțumesc! Satului, al agriculturii, al grădinăritului și un mare cultivator de roșii în mijlocul